Bun găsit celor care ne vizionează. Astăzi vom relata și vom prezenta probe cum procurorul Lilian Bacalâm, care îl deservea pe Plahotniuc, a acoperit o schemă de 14,5 milioane de dolari, cum au fost fraudați consumatorii de energie electrică și cum l-a scos de sub urmărire penală pe Igor Dodon și pe alți complici ai săi. Toate documentele le voi plasa pe pagina mea de Facebook pentru presă și pentru cei care doresc să le examineze. Noi în 2017 împreună cu colegii am depus o plângere la procuratură, a fost intentat un proces penal și foarte recent am aflat că procurorul Lilian Bacalâm n-a întreprins nicio măsură și a clasat dosarul penal fără să ne înștiințeze pe noi. Întâi de toate, o să-l rog pe colegul, pe domnul Șoitu, să recapitulăm cum funcționa acea schemă, care erau persoanele implicate și cum am determinat prejudiciul. După asta vom relata ce a întreprins procurorul Bacalâm și cum ne-a încălcat nou dreptul la contestarea acțiunilor sale. Domnul Șoitu, aveți cuvântul, vă rog. Da, bună ziua! Potrivit documentului obținut de la Agenția Națională de Reglementare Energetică, până în aprilie 2008, Moldova a importat energie direct de la furnizorul din Ucraina, compania Ukrinter-Energo, la prețul de 4 cenți pentru un kilowatt. În urma negocierilor purtate în Kiev de Igor Dodon, pe atunci ministrul economiei, începând cu luna mai 2008, în schemă de import a energiei apare un intermediar, firma Energo Partner. Dodon a fost numit șeful grupului de negocieri prin dispoziția numărul 32 din 21 aprilie 2008, semnată de doamna Zinaida Greceanu, care ținea funcția de prim-ministru. Contractul 1A, semnat de Alexandru Gusev, care era atunci director la Energo.com, întreprindere de subordine a Ministerului Economiei, condus de Dodon. După asta, Gusev a fost promovat la Moldova Gaz. În luna mai 2008, acest intermediar, Energo Partner, furniza 30% de energie la un preț de 5,35 cenți pentru un kilowatt. Restul 70% din energie era importat de către Ukrinter-Energo la prețul de 4 cenți pe kilowatt. În luna iulie, firma Căpuș livra deja 72% de energie la un preț mai scump, iar din octombrie a ridicat prețul de la 5,35 cenți la 5,85 cenți pentru un kilowatt. Doar în perioada mai-decembrie 2008, firma Energo Partner a obținut un profit de 14,50 milioane de dolari pe diferența de preț la energie. Oricine dorește poate verifica aceste date din informații prezentate de Agenția Națională de Reglementare Energetică. Mai mult ca atât, Dodon a recunoscut la emisiune că el personal a negociat contractul, că ar fi fost condiții foarte bune. Vrem să știm pentru cine anume a fost foarte bune aceste condiții, cine a beneficiat de aceste milioane. Domnule Dodon, vă rog să dați explicații. Vă mulțumesc. Mersi. Reiterez că toate materialele, documentele, eu le voi publica pe pagina de Facebook, astfel încât să poate fi preluate de presă și examinate de toți cei care doresc să studieze situația și să înțeleagă ce s-a întâmplat. În rezultatul implementării acestei scheme, deci începând cu luna mai 2008, s-a scumpit energia electrică pentru consumatori. În rezultat, în luna iulie, mai exact 30 iulie 2008, Andrei a majorat tariful la energie electrică cu 12%. Așa. Iată, avem hotărârea Andrei, numărul 300 din 30.07.2008. Atunci, director general al Andrei era Vitalie Iurcu. O altă întrebare care nouă ne-a apărut, de ce domnul Iurcu nu a sesizat CNA, procuratura, despre faptul că între Moldova și Ucraina a apărut o firmă căpușă, în rezultatul căreia au fost prejudiciați consumatorii cu 14,5 milioane de dolari.
În octombrie 2017, noi cu colegii am depus o plângere la procuratură, anexând informația de la Andrie, unde este clar dovedit valoarea prejudiciului, și la fel am anexat dispoziție emisă de premierul de atunci, doamna Greceană, privind grupul de negocieri. Inclusiv am făcut referință la o emisiune în care a participat domnul Dodon, și el personal a declarat că el a negociat contractul și, deci, practic, a recunoscut că a organizat această schemă. Procurorul Ian Bacalâm ne-a înștiințat printr-o scrisoare că a fost pornită urmărirea penală. Așa. Deci, pe 24 noiembrie 2017, procurorul ne-a dus la cunoștință că materialele și plângerile noastre și materialele anexate sunt examinate în cadrul procesului penal declanșat pe 15 noiembrie 2017, în baza plângerii noastre. Bun, după asta noi am fost și am depus mărturii, am fost citați la procuratură, am depus mărturii, am explicat cum funcționa această schemă, ce materiale trebuie acumulate. Deci am încercat să-l ajutăm pe procuror să acumuleze tot materialul probatoriu pentru a transmite dosarul în judecat. Cu o lună mai târziu, pe 15 decembrie 2017, procurorul Bacalâm a clasat dosarul. Pe nimeni din noi, noi am fost patru persoane care am depus plângere, pe nimeni nu ne-a înștiințat despre acest fapt. De fapt, procurorul ne-a încălcat dreptul nostru să contestăm acțiunile sale. Putea să fie cazul că, nu știu, poșta sau cine urma să trimită această înștiințare de la procuratură, poșta n-a găsit, nu știu, adresa mea sau a unui, dar nimeni din patru persoane care au depus plângerea nu a primit înștiințare de la procurorul Bacalân. Noi nu credem în coincidențe, pentru că asta nu este prima situație când unele scrisori de la procuratură ajung. Pentru că de la toți ajung scrisorile. Eu primesc, am corespondență cu Andreu, cu noi primim scrisori de la Consiliul Audiovizual, inclusiv de la procuratură. Dar iată, pe anumite cazuri sensibile, să le spunem așa, scrisorile nu știu de ce nu ajung. Noi nu știam de lucrul ăsta, noi am continuat să-l telefonăm pe domnul Bacalâm să vedem care e situația, ce măsuri întreprinde. El permanent spunea că ba într-o ședință, ba are oaspeți nu știu de unde, e ocupat și o să revină dacă ceva o să ne anunțe. Deci niciodată el nu ne-a informat despre faptul că el de fapt a clasat procesul penal. Practic el ne-a încălcat nou prin faptul că nu ne-a științat. Bacalâm ne-a încălcat dreptul să contestăm acțiunile sale. Eu vara asta am depus o sesizare către procurorul general, domnul Stoianoglu, pe un alt caz. Am fost la procuratura cauze speciale și combaterea crimei organizate, pe CICOX, am depus mărturii pe un alt dosar și, folosindu-mă de ocazie, i-am întrebat dacă are situația, iată, pe plângerea noastră, pe dosarul cu Dodon, cu importul energiei. Ei mi-au spus că faceți o cerere în scris și o să vă răspundă. Iată, pe 18 septembrie am depus o cerere să aflăm la ce etapă se află acest dosar. Așa. Iată. În cereri eu am adresat mai multe întrebări ca să clarificăm, iată, ce au întreprins procurorii ca să investigheze acest dosar și să transmită materialele în judecată. În primul rând, noi nu știm care procuror, deci i-am solicitat să ne spună la care procuror se află în examinare dosarul respectiv. Dacă au fost sau nu audiați Igor Dodon și Zinaida Greceană, care au fost persoanele responsabile și au organizat această schemă. Dacă au fost sau nu ridicate contractele de la Energocom, facturile cu această firmă căpușă. Dacă au fost verificate rulajele, conturile bancare de la Energocom, să vedem unde au plecat banii, unde această firmă căpușă are conturi bancare, în care bănci, dacă procurorii s-au adresat la acele bănci să vadă cine e beneficiarul, cine semna aceste hârtii, dacă procurorii s-au adresat sau nu în Ucraina și în Ungaria, unde această companie desfășura activitatea, ca să solicite documentele privind beneficiarii. Procuratura a semnat un răspuns, deci
Eu m-am adresat pe 18 septembrie 2020, acum, două luni în urmă. Pe 24 septembrie, Procuratura Cauze Speciale, deci PC Cox, mi-a expediat un răspuns. El e semnat cu 24 septembrie. Pe plicul de la poștă, această scrisoare a ajuns abia pe 9 octombrie. Deci de la procuratură până la poștă au trecut aproape două săptămâni. Eu am fost de câteva ori la PC Cox ca să obțin acest răspuns, pentru că până la urmă scrisoarea n-a ajuns, iarăși n-a ajuns. Mă rog, noi facem ședință la Consiliul Municipal, acolo pe strada Bulgară cu Ștefan cel Mare și chiar alături de PC Cox. De câteva ori am intrat la dânsă, nu puteam primi răspuns. Într-un sfârșit, pe 20 octombrie, mi-au mânat scrisoarea cu răspunsul și am semnat la ei că pe 20 octombrie am primit răspuns. Și atât din acest răspuns aflăm că procurorul Bacălân, de fapt, a clasat dosarul practic la o lună după ce noi am fost audiați și fără să ne științeze. Noi am depus o contestație la procurorul ierarhic superior și am solicitat în primul rând să fie reluată urmărire penală pe acest caz și să fie atras la răspundere procurorul Lean Bacălân pentru faptul că el a acoperit această fraudă și pentru faptul că el a încercat să scoată de sub urmărire penală, să-i ajute să scape de răspundere pe persoanele responsabile de organizarea acestei scheme. Reiterez că frauda este de aproape 14,5 milioane dolari. Dacă noi împărțim suma asta la numărul de locuitori cetățeni din Republica Moldova, aproximativ 3 milioane de cetățeni, se primește că de la fiecare din noi a fost furat, a fost scos din buzunar cât 5 dolari. Și folosindu-mă de acest prilej, eu vreau să îndemn cetățenii care vor da mâna cu Igor Dodon sau cu doamna Greceană sau care vor avea ocazia să discute cu ei, să ceară lui Dodon și lui Greceană să le doarcă bani înapoi. Inclusiv deputații pe serimie, inclusiv tinerii care împart pleante pentru domnul Dodon. Deci să știți că de la fiecare din voi s-a furat 5 dolari. La partea de concluzii și constatări o să-l rog pe domnul Parlicov să se expună. Mersi frumos, Sergiu. Ca să fie clar, în primul rând, noi nu avem întrebări față de domnul Dodon. Eu personal nu am întrebări față de domnul Dodon. Nici personal, cu domnul Dodon, tot e clar de mult. Eu am întrebări vis-a-vis de procuratură. Și în special, întrebarea principală și nu li-e clar la procuroring. În sensul că noi, atunci când am depus, spunem, această plângere, noi am depus-o cu materiale, deci am anexat materiale. Și asta nu e primul caz când noi am făcut acest lucru. Pe cazul Nurul Capital am făcut la fel. Au mai fost cazuri, cum nu-mi amintesc. Dar noi întotdeauna atunci când am ieșit în public și am spus ceva, că uite, există o problemă în sectorul energetic, eu reiterez că asta tot face parte din ceea ce noi ne-am propus cândva încă prin anii 2014-15 să creăm acest grup de supraveghere, așa, cu o atenție sporită față de sectorul energetic, în care să, cel puțin să facem viața mai complicată celor care încearcă să ticluiască tot felul de scheme. Deci, repet, adresarea noastră în ziua de astăzi nu este către domnul Dodon. Adresarea noastră astăzi este către procuratură, pentru că, în pofida faptului că noi am depus materiale, noi nu credem, haideți așa să spunem, că timp de o lună de zile, mai puțin de o lună de zile, din momentul în care pe noi ne-au înștiințat că a fost deschisă cauza penală, s-au întreprins toate măsurile procedurale necesare de către procurorul Bacălân, ca să demonstreze, uite, nevinovăția sau că nu există componență de infracțională pe acest subiect. Noi nu credem că procuratura, dacă procuratura la noi timp de o lună de zile e capabilă să investigheze asemenea scheme
și să spună verdictul clar că, uite, da, este componență, nu-i componență, eu mă mir, deși ei până amun au terminat-o cu toate crimele din Republica Moldova. Eu vreau să le amintesc că, spre exemplu, în special cei ce, de pildă, mă afectează și pe mine personal și colegii, foștii colegi de la Andrei, că explozia grenadei sub mașina domnului Nicolae Raileanu la 10 aprilie, dacă nu greșesc eu, 2012, până în ziua de azi, a rămas fără atenție. Eu tare aș fi vrut ca tot așa de rapid procuratura să poată lămuri și în celelalte cazuri. Dacă timp de o lună de zile eu întreprins toți pașii procedurali ca să iau decizii în sensul acestui dosar, care e dosar economic, o leac mai complicat, cred că au capacitatea să miște mai repede și pe alte dosare. Evident că noi, deci, pornim de la premiza că noua conducere a procuraturii nu are legătură și nu are, spunem, nu este implicată în acest caz. Mai mult ca atât, da, deci acest dosar sau cum se numește, această cauză a fost clasată mult timp înainte de a veni în funcție domnul Stoianoglu. Posibil că nici nu se cunoaște despre aceste subiecte. Noi suntem la dispoziție să, spunem așa, împrospătăm memoria procuraturii pe mai multe dosare. Și ce aici ține de această cauză, și ce aici ține de Energocapital, și ce aici ține de actele de control făcute de Andrei cândva la Moldova Transgaz. Mai multe, spunem așa, elemente. Considerăm că, deci, iarăși, pornind de la premiza că procuratura actuală nu este interesată și nu va încerca să mușamalizeze, să acopere aceste cazuri, îndemnăm Procurorul General Stoianoglu să ia la control personal aceste dosare, care sunt dosare de rezonanță, sumele sunt impunătoare și factorii de decizie implicați sunt tot de nivel înalt. Deci vorbim de, spunem, nu de o crimă de genul că cineva a furat doi saci cu cartofi, dar ceva mult mai important pentru societate. Din punct de vedere procedural, nu este prima oară, la fel ca și cu cazul că procuratura a mușamalizat dosarele la comandă, că ei nu numai le deschid eu la comandă, ei și le închid eu la comandă. Deci, la fel, tertipul ăsta cu scrisorile care nu ajung, care nu se trimăt, care nu și se întâmplă cu dânșile pe drum, nu-i prima oară, este o practică destul de des întâlnită, inclusiv în practica mea am întâlnit-o, inclusiv la judecăți am întâlnit asemenea probleme, când ba nu ajunge scrisoarea, ba citația expediată pe adresa greșită și acolo cineva semnează că o primit-o în locul meu, de exemplu. Deci, aceste acțiuni, la fel, trebuie să primească o calificare prin prisma, cel puțin disciplinară, dar posibil că și, deci, noi suntem convinși că asta a fost din intenție, că asta nu a fost, spunem așa, întâmplător, că anume pe dosarul ăsta, toate părțile implicate, toți patru oameni, nimeni nu primește scrisori. Și până nu a fost Sergiu și nu scos din trânș cârligul răspunsul ăsta, nu, așa și avea să nu-l obținem încă ani de zile. Noi nu știem că e închis. În secolul 21, să te bazezi pe faptul că Poșta Moldovei ba nu știe adresa, ba nu poate găsi taxi, ba încă nu știe și le spare lor. În momentul în care toată lumea are poștă electronică, care e indicată în cererea către procurori, ale telefoane mobile indicate, oameni buni, hai să fim serioși, asta e o bătaie de joc,
ca în secolul 21, să spui că tu n-ai putut găsi, n-ai putut comunica și n-ai știut cum să aduci la cunoștință părților deci, decizia, o decizie a procuraturii sau a judecății. Mai ales că iarăși, repet, în secolul 21, tehnologiile permit chestia asta să o faci la un singur click, adică la un click distanță. Nu, nici nu trebuie să te complici cu poșta. Așa. Noi apreciem faptul că Procuratura din Republica Moldova se consultă cu oameni din exterior. Spre exemplu, Vecislav Platon este activ implicat în spunem, elucidarea circumstanțelor fraudei bancare. Noi considerăm că avem nu mai puțin drept moral, dar cred că mai mult, să fim implicați și noi atunci când Procuratura are nevoie de susținere, de întrebări, are întrebări, are nevoie de, da, de consultare, da, 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 ghidare, chiar pe anumite aspecte procedurale de obținere informației, de investigații. Stăm la dispoziția procurorilor. Mai mult ca atât, noi atunci când am depus cererea, plângerea, acolo în plângere însemnat că noi din start cunoaștem și nu vă complicați, dragi procurori, noi cunoaștem prevederile legislației, inclusiv toată partea care ține de denunțuri false și suntem gata să putem responsabilitate, inclusiv dacă este nevoie să ne tragă la răspundere penală, pentru denunțuri false. Deci, din păcate, nici pe dosar nu s-a făcut nimic, nici nou pentru denunț fals nu ne-a făcut nimic. Cred că ceva aici procuratura undeva au greșit. Ori noi, ori dosar. Cred că undeva trebuie de făcut o claritate. Noi îndemnăm nouă conducere a procuraturii, repet, să ia la control personal aceste dosare și promitem și nu doar procuraturii, dar întregii societăți, că vom continua să stăm la veghe pentru sectorul, pe sectorul energetic, să spunem mai încercăm să scoatem, să tăiem din apetitul celor care doresc să mai ticluiască niște scheme. Cam asta e ce am vrut să spun eu la concluzie. Da, mersi, domn Parlicov. Deci, în plângerea care noi am depus-o la procuratură, primul rând, noi am semnat pentru faptul că suntem gata să purtăm răspundere penală pentru denunț fals. Deci, procurorul Bacalâm nu ne-a deschis nou dosar penal. Deci, el la noi pretenții nu are și la probele prezentate de noi. Dar, în același timp, a clasat cauza penală timp de o lună. Fără, noi suntem absolut siguri că fără a întreprinde careva măsuri de investigare. Deci, noi ne adresăm către conducerea procuraturii, suntem dispuși să acordăm toată asistența necesară procurorilor pentru a investiga acest caz și a trage la răspundere persoanele responsabile. În afară de asta, noi mai pregătim și alte adresări către procuratură pe fraudele care au avut loc la Moldova Gaz. În scurt timp vom ieși cu alte adresări către procuratură și vom informa societatea și vom cere ca organele de anchetă să-și îndeplinească obligațiile, deci atribuțiile de serviciu și noi suntem gata să acordăm toată asistența necesară. Eu am primit o întrebare pe Facebook privitor la, bun, nu ține exact de subiectul de astăzi, dar deci, întrebarea sună: ce se întâmplă cu schema EnergoCapital? Deci schema EnergoCapital a fost lichidată în martie 2017. Tot atunci a fost organizat prima dată în istoria Republicii Moldova licitații privind achiziția de energie electrică. Deci, practic, tot efortul nostru cu domnul Parlicov de a aduce în opinia publică cum a fost organizată această schemă, care instituții sunt responsabile, cine a favorizat, cine a acoperit această schemă. Deci tot efortul nostru de aproape un an jumătate, el nu a trecut în zadar. Până la urmă, problema a fost rezolvată prin intermediul Secretariatului Comunității Energetice Europene. Ei, în 5 ianuarie 2017, au prezentat autorităților din Moldova un ghid
privind modul de organizare a licitațiilor pe energie electrică. Pentru că la noi, până atunci, nu exista niciun fel de procedură cum să fac achizițiile. Cine era la conducerea Ministerului Economiei, dădea indicații la compania Energocom și semnau cu tot felul de companii căpuși, începând cu anii 90 până în 2017. Deci, începând cu 2017, există cât de cât un cadru legal privind organizarea licitațiilor cu observatori internaționali și firmele căpuși nu mai sunt acum în schema de livrare energiei electrice în Republica Moldova. Nu ideal, sigur că, dar este un pas înainte și noi am scăpat de intermediar. Și considerăm că am contribuit la curățarea, la îmbunătățirea condițiilor din sectorul energetic. Cam atât. Noi vă mulțumim pentru atenție și în curând vom ieși cu alte subiecte tot legate de schemele din sectorul energetic și vom pregătim alte sesizări către organele de anchetă. Mulțumim și o zi bună!